Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea va lua din nou drumul străinătății. Spectacolul 10 întrebări, piesa care a fost jucată pentru publicul vâlcean cu ocazia zilelor imnului național, va fi redată în luna august și la festivalul de la Varna în Bulgaria. În această monodramă, un fost medic anatomopatolog, acum psiholog, Tina Toma, acordă un interviu. Răspunzând la 10 întrebări care i s-au pus, Tina se confruntă cu un caz șocant din trecut. Acesta este firul băgat în țesătura anumită drama femeii, femeia care încearcă să înțeleagă ce i s-a întâmplat și să găsească soluția pentru a putea continua viața. În contextul zilelor imnului, a avut loc la Teatrul Anton Pan, deci oferta Teatrului Anton Pan s-a constituit în spectacolul 10 întrebări, un spectacol, o monodramă, un spectacol cu un singur actor, cu o actriță în cazul ăsta, Luminița Borta, un text scris de Ana Maria Bamberger. Este un spectacol care face afișul Teatrului Anton Pan în aceste zile, pentru că această producție de teatru va pleca la un important festival de teatru. Este vorba de Festivalul Internațional de Monodramă, care are loc la Varna, în Bulgaria, între 1 și 8 august. Spectacolul teatrului nostru va avea loc pe 4 august, care este denumită Ziua României, deci Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea reprezintă România în acest festival internațional. Spectacolul va avea loc, ca tot festivalul, în curtea unui foarte frumos muzeu de arheologie din Varna. Una din prezențele importante și care girează acest festival este Eric Emmanuel Schmitt, un dramaturg francez de notorietate. Ca regizor am făcut aici un spectacol în urmă cu vreo 7-8 ani, se numește Cine mai ține minte vacanță în Guadeloupe.